Mulțumesc. Bună ziua, stimați colegi, mulțumesc pentru oportunitatea de a interveni. În primul rând vreau să vă spun că rolul nostru ca legiuitor este acela de a servi interesului cetățeanului. Iar dacă interesul cetățeanului este neservit cum ar trebui de diverse chichițe legislative, e tot rolul nostru să le corectăm. Este și cazul situației de față, pentru că evoluează atât nevoile cât și mijloacele de transport auto, autoturismele. Avem autoturisme cu 7 locuri, avem autoturisme pe care le poți conduce cu categoria B cu 9 locuri, avem familii care merg la aeroport, avem familii care circulă prin oraș, care au nevoie de un spațiu mai amplu decât poate un autoturism doar cu 5 locuri să ofere. De altfel, pe piața internațională a activităților de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, se remarcă dezvoltarea de servicii similare din seria VEN sau XL. Servicii care în România, pe contextul legislativ actual, sunt limitate, sunt ilegale, să spunem așa. De aceea consider că actuala propunere legislativă rezolvă o problemă, extinde niște servicii, extinde sfera acestor servicii într-un mod în care cetățenii beneficiază și au nevoie. Și pentru toți colegii care sunt îngrijorați cu privire la denaturarea concurenței și la faptul că activitatea de taximetrie e limitată la autoturisme cu 5 locuri, vă lansez invitația de a fi co-inițiatori într-o nouă propunere legislativă care să rezolve și aceste aspecte. Practic să-l dăm voie și serviciilor de taximetrie să folosească autoturisme cu până la 9 locuri. Vă mulțumesc mult, grupul senatorilor